zi în care cu toții ne dorim să stăm în prezența Celui ce este veșnic viu, în prezența Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am vrea să începem dimineața aceasta cu rugăciune și pentru aceasta vă rog respectuos să ne ridicăm cu toți în picioare, dând cinste cuvântului lui Dumnezeu. Vom face o rugăciune în care vom cere binecuvântarea Domnului peste locul acesta, peste inimile noastre, peste tot ce se va petrece în locul acesta și numele Lui să fie proslăvit și înălțat în mijlocul nostru. Pentru aceasta voi citi câteva versete din Plângerile lui Ieremia, pagina 800 în Sfânta Scriptură, început cu versetul 21. Capitolul 3, versetul 21, 22, 23, 24 și 25. Sunt cuvintele prorocului Ieremia, cred că sunt autentice și pentru noi în această perioadă poporului Dumnezeu din secolul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Cred că toți, dorința inimii noastre în această zi și nu numai, este să căutăm fața Domnului. Am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătățile Lui și am vrea să ne întrebăm, la ce te îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu? Și spune cuvântul mai departe că se noiesc când? În fiecare dimineață. Mai avem noi ochi să vedem bunătatea lui Dumnezeu? Credincioșia Lui se noiește de asemenea fiecare dimineață pentru noi. Și nu că noi ne facem mai buni, dar Domnul nostru este bun. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru moștenirea care ne-a pregătit-o. Să-i mulțumim Dumnezeu că este bun cu cine nădăjduiește în El. Să-i mulțumim Dumnezeu că ascultă rugăciunea. Să-i mulțumim Dumnezeu că ne-a pregătit o nouă zi în care să ne întărească, să stăm la masă cu El. Să-i mulțumim Dumnezeu că ne-a pregătit un loc unde ne putem pleca genunchii, unde ne putem uni glasurile să-L lăudăm. Să-i mulțumim Dumnezeu că are urechi de auzit și este viu și lucrător și ascultă rugăciunile și lucrează în mijlocul nostru. Să-i mulțumim Dumnezeu că a pregătit pentru noi astăzi cuvânt să ne hrănească sufletele. Amin. Să-i mulțumim Dumnezeu că suntem în viață. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că este Dumnezeul nostru, iar noi suntem copiii Lui. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat orfan și a trimis un Duh Sfânt ca să ne călăuzească. Să fie cu noi în fiecare zi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El este Dumnezeu, iar noi copiii Lui. Haideți să ne unim glasurile împreună și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă aveți și alte motive de mulțumire pentru pâine, pentru apă, pentru aer, pentru că putem vorbi, auzi, putem respira, putem să ne bucurăm că cei dragi ai noștri sunt încă în viață și îi păzește acolo unde se află fiecare dintre noi. Pentru copiii noștri pe care Dumnezeu îi poartă în carul Lui de biruință, pentru faptul că ne înconjoară pe dinainte și înapoi. Sunt multe lucruri pentru care am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu merită mai mult decât îi oferim noi. Veniți să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, te binecuvântăm pe Tine, Tată, te preamărim, te slăvim, Doamne Dumnezeule preanalt și îți lăudăm numele Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule. Tu ești un Dumnezeu adevărat, sfânt și desăvârșit, Doamne Dumnezeule. Te binecuvântăm pe Tine, Doamne, te preamărim și te slăvim, Tatăl nostru, Dumnezeul nostru.